În primele ore ale dimineții din data de 15 noiembrie în casa guvernului președintele Igor Dodon a avut o întrevedere cu prim-ministrul și miniștrii din noul guvern. Departe de ochii presii, șeful statului a felicitat cu ocazia numirilor în funcțiile de răspundere și le-a urat succes într-o binere poporului Republicii Moldova. Am reiterat faptul că acest guvern este primul din ultimii 20 de ani care a fost votat fără a fi creată o majoritate parlamentară și votat cu număr record de parlamentari după anul 2001. Nu este creată o majoritate politică dar este o platformă parlamentare social-economică, a mai declarat Dodon. Amintim că ieri președintele Republicii Moldova a propus o foaie de parcurs și a rugat pe miniștri să examineze și să vină cât mai rapid cu unele propuneri concrete. Totodată șeful statului i-a îndemnat pe membrii noului executiv să ignore atacurile politice ale celor care au plecat. Șeful statului i-a asigurat pe miniștri de faptul că administrația președintelui și deputații care le-au acordat de vot de încredere le va oferi sprijinul necesar pentru a desfășura o activitate eficientă.